Administrația Națională de Meteorologie a emis o informare meteorologică valabilă și pentru județul Dâmbovița pentru intervalul 17 iunie ora 12, 18 iunie ora 23, fenomenele vizate fiind caniculă, disconfort termic, instabilitate atmosferică accentuată. Vineri pe 17 iunie, vremea va fi călduroasă în toate regiunile, local caniculară în vestul, centrul și sudul țării, iar sâmbătă, 18 iunie, canicula va persista în Muntenia și în vestul și sudul Olteniei. Se vor înregistra temperaturi maxime în jurul valorii de 35 de grade, izolat chiar 38-39 de grade în lunca Dunării. Disconfortul termic va fi accentuat în cea mai mare parte a țării, iar indicele temperatură-umezeală va atinge frecvent și local va depăși pragul critic de 80 de unități în zonele de câmpie și podiș. Începând din după-amiaza zilei de vineri, 17 iunie, instabilitatea atmosferică se va accentua treptat în Crișana, Maramureș, Transilvania, Banat și nordul Moldovei și pe arii restrânse în restul teritoriului. Vor fi averse, frecvente descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului, trecător cu aspect de vijelie. Izolat, ploile vor avea caracter torențial, va cădea grindină, iar cantitățile de apă vor depăși 15-20 de litri pe metrul pătrat. Au fost informate toate instituțiile cu atribuții în domeniul gestionării situațiilor de urgență apărute pe perioada sezonului estival, în vederea respectării măsurilor cuprinse în planul de măsuri privind combaterea efectelor caniculei pe perioada sezonului estival 2016.